ziua, bună dimineața, dragii mei, trebuie să încep de aici încă o dată. Am ajuns la săptămâna 6 și lecția pe ziua de astăzi, sau tema pe ziua de astăzi, pe săptămâna de astăzi, pe săptămâna de astăzi. Doamne, pe săptămâna în care suntem, da, săptămâna 6, uh, sunt rețelele sociale. Tema sunt rețelele sociale sau tema este social media. Bine, în introducere, pentru că despre social media putem să vorbim mult și mult și mult și bine, uh, avem și un trainer special, uh, da, Fraser Bruce, care practic nu -a despre asta vorbește, așa că e mult, uh, da, e multă tema asta, dar de undeva trebuie să începem, trebuie să introduc, trebuie să pornim, da, de undeva. Uh, astăzi o să vă vorbesc eu planificat era scurtuț, să vedem cât de scurt este și după care să avem foarte mulți dintre ai noștri, dintre oameni de succes din echipa noastră care fac social media, care folosesc social media, care și-au construit rețelele cu social media, o să vă împărtășească și ei din esențele lor, din bucățele lor, ce consideră ei cel mai important, mesajul lor, da, cel mai important. Cu ce o să vreau să pornesc eu așa? Cu o scurtă povestioară, bineînțeles, cu a mea povestioară. Într-un cuvânt eu aș putea să spun că tot ce am astăzi, tot ce este astăzi, da, așa e cumva datorită social media, dar Haideți cumva înainte de asta, eu atunci când am intrat în network marketing pentru prima dată, asta era 2002, da, sunt vreo 22 de ani de atunci, au trecut, și bineînțeles, fundamentele, să zic așa, bazele network marketingului nu se schimbă niciodată, tot ce am vorbit până acum în primele cinci lecții, ce aveam de făcut este mereu, da, conversații, 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 întotdeauna asta, asta trebuie să rămână așa pe, pe listă, deci nu înseamnă o nouă temă și înseamnă că nu mai este valabilă cea veche. Oricum despre conversații este vorba, dar oricum despre oameni este vorba. Și pe vremurile alea, când încă nu existau rețelele sociale, da, 2002, bine, probabil or fi probabil erau deja, da, așa primele, dar eu cel puțin încă nu le știam, încă nu le foloseam, încă nu le cunoșteam. To singura metodă de a face network marketing era să fac lista caldă și acea listă caldă permanent să o extind. Uite, unii dintre voi pe chat m-ați întrebat, dar cum abordăm lista rece, da? Păi lista rece întâi trebuie transformată în listă caldă și după aia cu lista caldă de continuat, da, cu de făcut, adică doar niște e un pas în plus, să zic așa, da, care s a adăugat acolo. Așadar, cândva era vorba despre a extinde mereu acea listă caldă, adică ce? Mereu să cunoști noi oameni. Și erau tot, felul de metode, dacă o să citiți la un moment dat, voi sunteți mult prea începători să zicem, poate încă nu să aveți motivația asta, dar eu sper la un moment dat să ajungeți să citiți cărțile lui, din astea vechi, să zic așa, de istorie, al lui Don Faila sau John Callenge, da, și așa mai departe. Uh, și acolo o să vedeți, mă rog, o să găsiți asta, de, lucrul asta, uh, sau să zic așa, recomandări. Deci, cum era pe atunci, cum să găsești oameni, da? Deci, era extra, cum ar veni. Uh, eu s-ar putea să vorbesc prea repede, că de obicei așa intru, când am senzația că am întârziat, uh, încep să dau, da? Rapid, rapid, rapid. Uh, deci, era dat, uh, încerc să vă dau o schiță simplă. Deci, era cum, asta e lista caldă și cumva, ideea era, ok, cum ajung la mai mulți oameni? Pentru că tot ce vreau să fac este să ajung la mai mulți oameni, să am permanent, asta e de la lecția 1-2, am vorbit deja, da? Cu cât mai multe conversații, cu atât deci tot ce ai de făcut este să, ce am vorbit data trecută, să influențezi pâlnea din noi conversații. Da, să fie permanent pâlnea aia plină, da? vă aduceți aminte, pâlnea de miere. Și era de cum cunoaștem noi oameni, cum să adăugăm mai mulți oameni în acea pâlnie sau în acea listă, că lista e sinonim cu pâlnea, dar metafor, metafora, metafora pâlnii este da, pentru a descrie încă o dată acea listă de oameni cu care conversăm. Ei, și pe vremuri, înainte de social media, da, erau alte instrumente. De exemplu, da, puteai să pur și simplu să dai plian Flyere pe stradă. Vizualizați ce vă zic acum, da? Așa, ieșim pe stradă și căutăm oamenii Găsim oamenii uh, Unii dintre voi habar n-aveți Uite, mă uit acum la Alexandra și la Bastman Și mă gândesc așa Adică ea habar n-are cum să faci treaba asta, da? Uh, eu am trecut prin asta, da? Eu am trecut prin să mergi să ieși, Să faci flyere, da? Fluturașe și să ieși pe cala ca, Cum erau campaniile electorale Deci încercați să vedeți să faci cumva treaba asta paralelă. Acum mai puțin din asta Pentru că avem social media Sau avem de altele, da? Uh, sau era mass media Uite, erau ziare Eu personal m-am înscris. Când, adică sponsorul meu, cel care m-a găsit pe mine, eu n-am făcut parte din lista calda cuiva. Dacă luăm istoria mea, cum am intrat eu în network marketing, eu sunt acel om care am răspuns la un, la un anunț din ziar. Câți dintre voi mai citiți ziare astăzi? Lăsați în comentarii. Real, vă duceți, cumpărați ziare, da, citiți ziare. Eu am prins vremurile sunt atât de bătrân da? Ca idee, sunt atât că Cam atât de bătrâne sunt. Da? Și luai ziar și în ziare găseai, da? Anunț, venit suplimentar, categorie. Imaginați Vă imaginați-vă într-un ziar Maratonul Eliberării, vină să descoperi, da? Deci, cam așa era cumva înainte, încă de înainte de. Trebuia să. Da, era asta, paginea Urii, să de acolo ai nume. Adică era toată ideea de unde găsim oameni. Uite, prin ziare putem, adică unde stau oamenii cel mai mult. Da? Acum, lumea se schimbă. Și bineînțeles, network marketingul este influențat. Intenționat spun cuvântul, nu network marketingul să schimbă, pentru că network marketingul în sine, fundația, la bază, rădăcina, rămâne aceeași. All business is conversation, dar toată treaba este conversațiile. Doar că modalitatea în care noi astăzi cunoaștem oamenii sau ne conectăm cu oamenii sau da, așa, se schimbă. Și se schimbă, da, se schimbă tot, s-au schimbat într-un mod radical modul în care cunoaștem oamenii datorită social media. Și asta nu e valabil numai pentru network marketing. Uite, o să fac o din asta paralelă ca să vă fie poate mai, mai clar, da? Oamenii cândva, dacă vroiau să se însoare, să se mărite, gândiți-vă așa, la 50 de ani în urmă, unde se duceau? Unde mergeau, cum ar veni? Unde cunoșteau oamenii? Te cunoșteai cu omul unde? În sat? Sau unde? La horă? Ați prins de astea? Sau măcar istoric așa aveți în cap despre povestea asta? cândva oamenii bă, bă, da, se întâlneau un în sat, la hor, pe, bă, bă, ziceți, hora satului, da, sărbători de da, pe stadion la noi în sat era, adică acolo se întâmpla asta, sau la biserică eventual, da? sau la bal, na, poftim, da? la bal. După care, da, adică, sau toți, cum ne se cunosc astăzi? Voi cunoașteți măcar un cuplu care s-au cunoscut pe internet? care s-au cunoscut pe social media, care s-au cunoscut pe Facebook. La bar, cândva era, Astăzi oamenii nici măcar mai, tin, mai, tineretul, ca să zic așa, nici măcar la bar nu se mai întâlnesc. Dați, uite, cine, uite, Elena Comănescu zice, eu, mai sunt aici? Mai sunt aici oameni care v-ați cunoscut nu neapărat da pe, pe metodele vechi, ci deja pe metodele noi. A, astea cu social media, adică astea cu rețele sociale, pe Instagram, pe bine, înainte de Instagram și de toate mai sunt și de altfel de rețele sociale. Așa, ca să continui, da, povestea asta. Deci, eu am prins vremurile când am construit network marketing ul Și, așa. și tot ce adică am construit în ce sens? Tot, extindeam cumva lista mea de cunoștințe da, de, de conexiuni. Încercam, erau metode de a cunoaște oameni. După care, practic, când au început să apară primele rețele sociale, cumva în cazul meu s-a, s-a întâmplat să fie să coincidă cum ar veni și așa cu, cam cu perioada când m-am mutat eu în România. Eu mutându-mă în România neștiind pe nimeni, cu adevărat neștiind pe nimeni, ne trăind aici, nu familii, nu colegi, nu școală, nu nimic, da? deci neștiind pe nimeni. Și to tocmai în acel an am descoperit, poate vă aduceți aminte de Mirc? Cine își aduce aminte de Mirc? Unul în comentarii trebuie să fiți suficient de bătrâni, bineînțeles, pentru treaba asta, da? Mircu, uh, unii nu erau, erau un fel de variantă de rețea socială rudimentară, încă nu erau video nu erau profile, să vezi măcar poza, era, tot, era un ecran așa, cu niște canale, deci totul era înscris, era ASL, PSL, și mai aduce aminte cineva cu ASL, PSL? Uh, adică, age, sex, location, please? ca să o traduc, da? Și ăsta era modul în care, și eu petreceam, asta-i vorbesc de 15-20 de ani, nu 15, chiar 20 și ceva de ani în urmă, Petreceam câteva ore pe zi pe acel mirc, doar cu asa lui PSL, cu asa PSL. Bineînțeles, erau foarte mult, dădeau peste foarte mulți băieți care căutau întâlniri, căutau altceva, dar eu căutam parteneri, eu căutam conexiuni cu noi oameni, da? să cunosc noi oameni. Bineînțeles că era mult mai greu, adică încercați să vă gândiți la. la așa să cheamă, așa era Alexandra, asa lui PSL. Uh, um, Gândiți-vă la cât, cât de greu, cât, cât dura drumul ăsta, da? De la, de la un ziar până să cu anunțul, să te întâlnești cu omul, adică cam cât de lung dura procesul ăsta, pentru că până la urmă vorbim, it's a numbers game, da? E un joc al numerilor. Până, până e valabilă, tot sută de oameni trebuie să adaugi acolo până să filtreze, să le selecteze oameni care devin în final, da? acei aliați ai tăi, da? Imaginați-vă cu, cu Mircu cam cât asta dura cu a să să L fără să ai atâtea informații, fără să poți să intre pe un profil. Mă rog, și totuși, da, practic de acolo a fost așa, să zicem, prima, prima, um, mă rog, internetul după care, de afară de rețele sociale, pur și simplu că a apărut internetul, nu mai erau ziare, erau anunțuri pe diverse da, uh, site-uri. Uh, ideea era, încă o dată, și rămâne în continuare de cum, de gândit așa, cum anume umplem pâlnia cum anume umplem pâlnia, sau cum anume să extindem, practic să, noi până acum vorbim despre cum, despre, cum să inițiem Con, mă rog, conversații cu oamenii pe care îi știți deja, pe care îi cunoașteți deja, pe care, da, voi folosiți social media ca să vă conectați cu ei, dar totuși vorbim despre oameni pe care voi îi știți deja da? Îi cunoașteți deja? Ei, și acum încerc să vă arăt, să vă răspund la întrebarea asta, ca să. Pentru că o să apară la un moment dat, dacă n-a apărut deja. Eu am terminat, am 100 de oameni, 50 de oameni, 50 de oameni îi cunoșteam și am terminat, nu mai am cu cine vorbi. Deci, permanent, da, fraza asta, eu nu mai am cu cine conversa, eu nu mai am cu cine vorbi. Dacă cândva, poate în, în network marketing, să zicem, expresia, da, sau fraza asta, cât de cât putea să fie mai. Că era mai greu, într-adevăr, să ai cu cine vorbi, să umpli, să fii pâlnea suficient de plin încât să ai cu cine vorbi permanent, da? Astăzi, în epoca rețelelor sociale, ca să zic așa, adică când au apărut rețelele sociale așa cum le avem astăzi, Facebook, Instagram, TikTok, uh, YouTube, uh, și mai sunt o grămadă pe care eu efectiv nu le folosesc eu pe toate, da? Dar sunt o grămadă de rețele sociale. Astăzi, în epoca și în era noastră, să spui fraza eu Elena n-am pe cine înscrie, sau eu Elena n-am cu cine vorbi, sau eu n-am cu cine conversa, sau eu n-am la cine mă duce, nu mai este valabilă. Adică, uh, Scuza asta, să zicem, da, scuza principală în network marketing, aia cu n-am oameni, n-am cu cine vorbi, ia odată cu apariția social media s-a Gata, da? S-a dus. Este cea mai bună, din punctul meu de vedere, este cea mai bună metodă actuală. Pentru, din punctul meu de vedere, social media și rețelele sociale astăzi sunt efectiv comoara de lângă noi, pe care noi, la un click distanță de noi, pe care noi doar trebuie să învățăm să le folosim rețelele astea sociale, da? Asta tot ce avem de făcut, să învățăm să le folosim și o să rămânem și o să avem permanent cu cine vorbi. Eu pot să, că revenind așa la istoria mea de astăzi, ba, mă rog, să scurtez po deja cu Dotera, acum șapte ani, sau până chiar până la Dotera, când între primul meu network marketing și al doilea meu network marketing, am avut o afacere tradițională, o afacere clasică, pe care am construit-o în totalitate tot datorită social media. Pentru că și în acea rețea, și în acea, acel business tradițional, acea afacere tradițională, tot, despre oameni, tot de oameni aveam nevoie, da? tot de acei clienți, dacă vreți, da? sau parteneri, dacă vreți. Acei, eu adică trebuia să ajung la niște profesioniști la care să, da, să ia, să-și ia abonamentele cu revistele sau să vină la cursurile mele. Sau, adică, indiferent ce aș avea, ce, 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 ce promovez, astăzi promovez una, atunci, da, pur și simplu erau alt, altceva ce promovam. Și modul în care am Construit, am extins practic uh, area, așa a fost tot datorită social media tot pre folosind aceleași principii, deci nu altceva, același instrument și în esență același principii despre care aș vrea să vă vorbesc eu pe scurt astăzi, după care 4-5 invitați pe care i-am astăzi cel puțin da anunțați o să, vă, o să continui da și ei și ca să închei cu povestea, astăzi eu pot să vă spun că tot ce am în dotera Adică, într-un cuvânt, așa, uite, 80%, aș putea spune aproximativ, 80% din rețeaua mea, din organizația, din structură, din cei 54.000 de oameni da, care sunt astăzi în echipa mea, sunt datorită Facebookului, datorită cel mai în mare parte, da, datorită Facebook-ului, tocmai pentru că acolo se întâmplă 80% din activitatea noastră, da, noi facem ce facem și oricum îi aducem pe oameni pe Facebook, pentru că acolo e grupul de informare, grupul de instruire, mă rog, da, toate grupurile astea. Dar, dacă e să spun mai precis decât atât, da? mai exact decât atât, și adică să iau în calcul că oameni, mulți din cei pe care da, îi cunoșteam înainte de Dotera, o să dau niște exemple, așa, din, o să iau așa cu diamanță ia de mei de astăzi, da, nu știu, Natalia Clima sau a, așa, locul 2, da, mă dă așa, mă dă din, Burlacu Danie, bine, Burlacu Daniela, Daniela, un pic altfel, Minola Haja, na, sau Felipe Popescu, sau încerc să mă dau, Andreea Bizon, na, asta așa vă dau niște nume de oameni pe care, pe care cât de cât s-ar putea să-i cunoașteți, da? Da, sunt cumva oameni pe care eu îi știam înainte de Dotera, dar chiar și înainte de Dotera, în celălalt business, cum ar veni, în cealaltă viața mea, în vechea mea viață, tot prin și datorită social media i-am cunoscut. Înțelegeți ce zic? Doi în comentarii dacă mă înțelegeți ce zic. Și dacă pun lucrurile așa, dacă mă gândesc că tot așa i-am cunoscut inclusiv pe acei oameni, ne-am conectat, ne-am conexiunile noastre, legăturile noastre au fost făcute tot datorită social media. Așa ne-am împrietenit, așa ne-am cunoscut, atunci aș putea liber să spun că 99% din tot ce înseamnă echipa, organizația, structura mea de astăzi este datorită social media. Este datorită rețelelor sociale. În cazul meu special datorită Facebook. Da? Uh, și acum, principii perso de, 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 așa, generale, nu încă o dată mai, mai subliniez odată, noi să putem mult asta apropo de a învăța să folosim social media. Eu nu vreau o lecție asta de astăzi, în, în întâlnirea noastră de astăzi, decât să vă dau principii de bază, da? niște pași de bază, respectiv niște sarcini de bază cu care să începeți, măcar să începeți să vă gândiți la asta și să începeți să faceți niște pași în direcția asta. Da, cel mai important lucru de făcut pe termen lung în da, rețelele sociale este să construiți un, îi spunem noi, brand personal. Brandul ăla personal, nu vă speriați de cum sună el că brand personal, îi mai gândiți așa, da? Imaginea voastră personală, astfel încât să ce? Să atrageți oameni. Dar vreau să înțelegeți un lucru, da? Să vă subliniez așa că până să atrageți niște oameni, da? Până să se întâmple atracția, va trebui întâi să acționați, da? Să, o să încerc să. Nu mi-am spus acum, o să trebuiască să fac așa rapid. Sper că nu fac vreo prostie, să, trebuie, să vă, trebuie să vă desenez neapărat treaba asta, whiteboard-ul, S Schița de nu e a mea, e a lui Fraser Brooks, dar mi-a plăcut foarte mult, adică are sens, da, pentru mine. Nu fac decât așa, da, în timp, aici e în timp, da, ce se întâmplă și aici e în acțiuni ce se întâmplă, da, deci aici e în timp, aici e în, nu știu, acțiuni sau rezultate, nu știu cum să o scriu, da, aici. Așadar, când noi începem, hai să mai sigur că o desenez cum trebuie. Asta e cumva curba brandului personal, hai să zic așa, da? La început, să zicem că profilul tău de astăzi, indiferent despre ce vorbim, asta se aplică la orice. Facebook, Instagram, TikTok, whatever, da? La început ești cu zero, zero rezultate. Da, probabil aici ar trebui să. Nu, acțiuni sunt totuși pași, da? Rezul, ai zero urmăritori, ai zero prieteni, ai zero postări, ai zero, pornești de punctul zero, da? Brandul tău personal încă nu există. El încă nu există. cât tu construiești brandul personal pentru curba asta, este despre brand personal, dacă vreți așa, da? Brand personal, slash, o să pun aici, atragere sau atracție, sau atragere, puneți-i cum nu știu cum sună română mai bine, da? El în timp crește. Eu când am avut când am deschis profilul personal asta însemna undeva 2010, 2009, da, cam așa, după care și am început încet încet să postez, întâi nu mă interesează ce la început când intrăm pe rețele sociale, majoritatea ce postăm pe rețele sociale, floricele pe câmpie, adică nu postăm nimic, da? Adică cu zonaci, după care când am, am, intrat eu pe undeva, da, pe aici era business, zicem, businessul meu tradițional, eu încă continuam, adică făceam cunoștință cu oamenii, da, lista mea de prieteni se tot mărea, de la 100 la 200 la 300, așa până am ajuns la 5.000, la un moment dat aveam două profile de, de Facebook, ambele cu 5.000, tot mai mulți oameni mă cunoșteau, adică brandul meu personal se ridica, da, atracția însemnând, de aici trebuie să numărați așa, în număr de prieteni, în număr de following, da, câți oameni vă urmăresc, practic, da? Asta e curba asta, dar până să se întâmple curb, asta se construiește, asta e în timp se construiește, observația, în timp se construiește. Dar ce ai de la început? Adică ce faci? Ce faci în acest timp? Poți să stai, poți destul de... Asta o să dureze mult, da? Și e greu. Până să construie, pentru că la mine, până să se construiască acest brand personal, această linie de atracții, de atragere, da? Eu făceam niște acțiuni. Adică la început tu -ai, Încă nu o traduc. Când e atracție, e atragere deja când ajungi în acest punct, e ca din punctul ăsta să zicem, uite, ăsta e punctul critic. Ăsta e punctul critic. Că se întâmplă switch -ul. Până să se întâmple asta, ai tu de făcut acțiuni. Ce înseamnă ai tu, de, ai tu de contactat acei oameni? Ai tu de găsit acei oameni? De, că de la ce s -o, s -o, trebuie să pornească de la ceva. Da? Trebuie să pornească de la ceva. Adică, hai să vă dau niște exemple aici. Da? Hai să vă dau niște exemple aici. Um, alte grupuri. A, mă duc pe alte, adică între pe sociale. De unde pornești? bine, noi cei mai mulți ne ducem la, să căutăm colegi vechi, de exemplu, da? Nu știu, poate unii dintre voi nu neapărat așa, dar cei mai mulți cam asta facem, da? Prietenii noștri îi căutăm pe cei pe care îi știm din viața reală, îi căutăm și pe rețelele sociale să ne conectăm cu ei. Așa faceți sau nu? Trei în comentarii. Sau așa, majoritatea așa facem, da? Acum, important este, dacă, dacă și prietenii ai voștri ceva, scriu ceva, postează ceva, da, fac, este să vedeți, să comentați și voi, adică să interacționați practic cu conținutul unii la alții, da? să interacționați, pentru că făcând chestia asta, ăia colegii voștri, să zic așa, ei la rândul lor au pe alții, da? adică rețeaua, trebuie să începeți să vizualizați treaba asta, rețeaua, cum se conectează, cum, oamenii, cum, se, cum se întâmplă conexiunile astea de la un om la altul. Câți dintre voi ați cunoscut, să zic așa, ați, Dat, hai, direct așa, ați dat peste oameni, peste niște oameni și eventual le-ați dat ad friend, văzându-le un comentariu lăsat la cineva din prietenii voștri sau văzând un share, da? o împărtășire, o postare împărtășită de la cineva care v-a plăcut și i-ați dat ad friend din ăștia, lăsați-mi eu un comentariu sau patru un comentariu, asta ca să începeți să vizualizați da? cam cum se întâmplă conexiunile astea. Mergem mai departe. Sunt diverse grupuri de profil, de pro, cu profil, grupuri de interese, hai să zicem așa, pe grupuri de interese. Câți dintre voi sunteți pe diferite grupuri de interese? Interese înseamnă ce vă interesează pe voi. Lucrurile la care, pe, care vă interesează pe voi. Cam care ar fi? Nu știu, să zicem, sport. Cine e interesat de sport? Cine Cine sunt mămici? Mămicile. Care sunteți pe grupuri de mămici? Noi facem, facem și mișto pe tema asta, da? Cu grupurile de mămici. Când ați devenit mămici, ați intrat pe grupuri de mămici. Uh, ce vă interesează? Unii, eu da, eu nu, da? Diferite, situații diferite. Uh, nu știu, ce vă mai interesează? Aveți pisici, căței? Pe, profili, pe grupuri de genul ăsta, sunteți? Uh, vă interesează spiritualitatea, să zicem, pe grupuri de genul ăsta sunteți? Vă interesează dezvoltarea personală, pe grupuri de genul ăsta sunteți? Eu, bă, -am, când mă interesa în vremurile, când mă interesa că eram gravidă și așa, am intrat, era unul, unu din grupurile pe care am stat eu foarte mult, dar era în VDC, România, era un grupuri despre nașteri vaginale după cezariană. Pe grup, dar poți să pur și simplu sarcin ceva. Pe grupuri de genul ăsta sunteți? Ah, căi de sănătate, câi de sarcini, căi de grădină, căi de mâncare sănătoasă, vegani, nu știu, sunt vegani. La cei care le place gătitul, sunt grupuri de gătit cu rețete, cu din astea. Sau sunt grupuri de pe anumite orașe, pe anumite, da, grupuri din Neamț, cu locuitorii din Neamț, sau locuitorii din București, sau whatever, grupuri locale, da? Lista e lungă, lista e infinită. Eu bineînțeles că în afacerea mea tradițională, da? Asta era, adică în cealaltă, înainte încerc să vă dau exemple intenționat, vă dau exemple și înainte de dotera ca să ca să, căpăt, ca să capăt ca mai mult sens, da? uh, mă interesau, bă, unii sunt ai mei, unde sunt, unii sunt oamenii cu care vreau să mă conectez eu. Și erau grupurile de uh, unghiuțe, uh, Și erau unghiuțe, machiaje, păr și așa mai departe, fără numări Erau, cred că, zeci de, de grupuri de genul ăsta. Bineînțeles, le căutam pe cele mai largi. Și ce, face, ce, facem în astfel de grupuri? Noi mergem în astfel de grupuri, bineînțeles, noi acolo comunicăm. Comunicăm, cu, cu postăm, vrem să spunem ceva, da? întrebăm, vedem răspunsuri sau alții postează, noi urmărim răspunsurile și interacționăm cu acei oameni în, în, acele răspunsuri. Uite, de exemplu, pe grupul ăla în VDC, da? erau multe oameni, fiecare zi cineva posta diferite întrebări, aveau cum fac aia, mămici aici, graviduțe, burtici, ce credeți, ce căută, ce știți, unde crede, unde să mă duc, ce recomandări aveți, așa mai, sau din experiența voastră împărtășiți, nu știu ce. Și eu permanent eram în comentarii, permanent eram în comentarii și permanent urmăream acele comentarii și chiar puteam să dau reply-uri la acele comentarii. De multe ori reply-urile sau comentariile mele aveau mai multe reacții decât însăși postarea. Și mă trezeau în fiecare zi, aveam, putea, puteam să am ad friend, ad friend, adică alți oameni care începeau să-mi dea mi ad friend. Când începe momentul ca alți oameni să-mi dea mi ad friend, când alții încep să-mi dea mi ad friend, să începe asta, înțelegeți? Să începe asta. Alții îmi cer prietenia. Pentru că ce? Pentru că, au, pentru că, vouă, pentru că au văzut postările mele sau comentariile mele sau, da, adică valoarea pe care am împărtășit-o. Așa era valabil, da, cu NVD, așa era valabil pe grupurile de machiaj de unghiuțe și așa mai departe, da? Dar până atunci, încă o dată, până să se înceapă acest ad friend, da, întâi eu din acele comentarii, vă dădeam eu, pe scurt vă notați așa, fam, da, fam, find ad message, în engleză, scurtată, nu vreau să traduc intenționat în română, măcar în engleză știu sigur că fiecare știți, fam, da, find, adică găsești omul, tu îl găsești, bineînțeles, da, omul ăla pe grupurile alea de profil sau pe diverse alte postări împărtășite de la prietenii tăi și așa mai departe, găsește acei oameni, find, găsește, add, dau add friend, și mesaj, bineînțeles, dau, adică nu Ideea de a da pur și simplu ad friend, ad friend de a adăuga în lista de prieteni nu are niciun sens. Eu la fiecare acel ad friend dădeam întotdeauna mesaj. Mesaj de care? Ți-am văzut comentariul tău, așa. Am văzut ce crezi de. Mi-a plăcut foarte mult comentariul tău. Am văzut cum ai, inter... -ai dat like, dai ai reacționat la comentariul meu. Ești și tu mei ca artist. E, faci și tu unghiuțe. Uh, unde ai făcut cursurile? Adică, înțelegeți? Ce, ce faceam? cu acest practic mesaj pe care îl dădeam în privat? Ce făceam? Ia să vedem. Ziceți-mi voi. Din principiile pe care le aveți deja, în primele cinci lecții, în primele cinci episoade, ce făceam? Inițierii conversații. Inițiieri conversației. Exact, ini bună. Am văzut comentariul. Bună, am văzut că cauți. Am văzut că întrebi. Am o soluție pentru. Am văzut. da, -a Și așa, variante Cum anume să inițiezi o conversație? În funcție de unde a pornit ea? De unde ai găsit acel om. Da? Deci, aici o să fie fam, da? Mult find ad message, o să fii mult a find ad message, în paralel tu ai deconstruit construit brandul personal, la un moment dat se întâmplă un switch, un punct din ăsta așa, în care deja oamenii or să-ți dea ții fam, ții o să-ți dea find ad message, ții o să-ți dea da, mesaje, da? și o să ai tu mai puțini conversații, adică, adică pe partea asta tu inițiezi, da? tu inițiezi, conversația, adică tu începi, inițiezi, mă rog, înțelegeți, da? Pe partea asta o să înceapă ei, inițiază. Cinci în comentarii dacă s-a înțeles. Tu inițiezi, ei inițiază. La început tu vei iniția mai mult, alții vor iniția mai puțin cu tine, de la un, de la un ăsta încolo, tu, ei vor iniția mai mult decât... Unde credeți că mă aflu eu? Cred că e destul de logic, da? Mă întreabă Elena, tu cum inițiezi conversații? Băi, eu am și uitat cum să mai inițiez conversații, că nu prea nu am când. Că la mine deja aici e potop. Da? Adică, da? Dar atra atenție, eu brandul personal, atra e vorba de niște ani în care eu am construit acest brand personal, această da? atracție. Să am astăzi 55.000 de followers, da? În echipă. Acum. Cum e de deci trebuie să aveți, adică asta nu, voi aveți de început, dar încă o dată, brandul personal nu se va construi peste noapte, da? va fi nevoie de timp. Ce e de făcut? Ce, prin, ce, ce înseamnă brandul ăsta personal? Ca și aici unii nu înțeleg, nu... adică principiul ăsta trebuie să-l notați, să-l subliniați, să-l colorați cu ceva, cum da? Cum, să rămână. Da? Brandul personal este despre voi personal, el nu-i brand, nu brandul dotera, dotera are brandul ei. Da? Trebuie să fie, adică pe profilile alea, că Instagram, că Facebook, că -i -i așa, trebuie să fie despre voi. Ce vă mișcă pe voi cu adevărat? În ce credeți voi? Care sunt convingerile voastre? Care e mesajul vostru? Care e viziunea voastră? Voi încotro vă mișcați? Care pasiunile voastre? Care sunt interesele voastre? Și așa mai departe, că ce știți, ce cunoașteți voi, în sens din ce credeți voi. Nu despre companie, nu despre uleiuri esențiale, da? nu umpleți profilele, nu-i despre, mă duc și îmi pun la profil, la cover și la postările mele, sunt numai despre uleiuri esențiale, uleiuri esențiale și moaca mea nu-i nicăieri. Da? Și în comentarii dacă să înțelege treaba asta. Adică dacă vreți niște din astea fundamentale, ce aveți de verificat acum, sunt să... adică până să construiți profilul personal, brandul personal, întâi trebuie să înceapă cu a construi profilul personal. Și aveți de făcut acum un inventar scurt pe doi. Da? Poza de profil, niște principii de bază. Poza de profil este poza voastră de profil. Nu-i mâță, nu-i câinii, nu-s copiii voștri, nu-i tu și soțul sau uh, soția, da, după caz, nu-i nu nu uh, câmp, uh, nu da? este, ești tu. Și gândiți-vă la următorul lucru, da, poza aia de profil, uh, ea trebuie să se vadă, da, ea nu-i despre cum o vedeți voi mare așa, da, deci gândiți-vă că oamenii o văd în comentarii, deci când vă duceți în comentarii, haideți să vă arăt, da? un exemplu. Când vă duceți... Ea că mă duc la prima aici, da? Când vă duceți în... Ea atâta trebuie să... Trebuie să vadă bine aici. Iaca, vă place poza asta de profil? Lasă, dau altele, da? Dau comentarii. Comentarii. Vouă vă place poza asta de profil? la Alexandra Baciu. Poza de profil, cum, vă place? Aici, el, aici așa trebuie să o analizați. Cum vă, cum vă pare poza asta de profil? Citate, apropo de citate. Poza asta de profil, cum vă pare? Vedeți omul? Recunoașteți omul? Poza asta de profil cum vă pare? Poza asta de profil cum vă pare? Deci așa trebuie să o analizați. Că voi unii faceți poza că v-a plăcut floricica sau v-a plăcut nu știu ce, nu-i despre floricica din spate, e despre moaca voastră. Moaca voastră trebuie să se vadă inclusiv atât de mititică și când e aici. Înțelegeți? Inclusiv și când e aici. Așa că așa analizați poza voastră de profil. Trebuie să fii fața atâta maxim. Atâta maxim, da? Fața voastră. Bineînțeles, nu spate, nu aia, da? Poza de profil, fața voastră, nu toate restul, la cover, la aia de, de cover, da? La, la copertă, cum ar veni, da? La partea de copertă. Bineînțeles, la mine acum când am o campanie o să fie altceva, dar cât nu, nu e ca nicio campanie, în esență la acest cover trebuie să fie mesajul vostru. Da? În ce, chiar ar trebui să fie un text acolo. În ce credeți voi sau ce faceți voi? Voi cu ce vă ocupați? Și nu la, mod, la modul mă ocup cu uleiuri esențiale. Na, da? Hai să văd, văd rapid așa la cover meu. A, nu, 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 cred că o să găsesc acum rapid. Mă rog, la cover meu, a, albume, așa, da? Vreau chiar să vă arăt. La cover meu standard în principiu, da? Permanent o să fie, chiar dacă se mai schimbă imaginea, mesajul este esența mesajului cu ce mă ocup eu ajut nefericiții să devină holistic fericiți descoperindu-și împlinind propria lor menire. Da? Voi acum s-ar putea încă să nu fie atât de bine, uh, cum să zic, uh, um, extras, da? Dar gândiți-vă bine la ce puneți la acel ca. Adică gândiți-vă acum, începeți de undeva. Important este să nu fii pur și simplu floricele la cavărul ăla. Da? E și bineînțeles un bio ceva, adică ceva despre voi. Despre voi ăsta de-a lungul timpului sau în funcție de rețeaua socială ia tot să schimbă. Da? Că aici, că -i da, dar indiferent de rețeaua cu socială, cu siguranță aveți opțiunea pind post. Da, observați postarea asta mea e în de făcut în decembrie 2023, dar ea e pind aici, da, e dată sus. Și atunci când cineva intră, pe, dacă de exemplu sunt pe un grup de profil, pe, despre pisici, și omul ăla vede comentariul meu și vrea să. Da, noi așa facem de obicei. Da, vedem pe cineva care ne-a plăcut comentariul, ia spuneți, nu, nu dați click pe acel profil, să dați vreo două scrolluri, spuneți șapte în comentarii dacă faceți la fel. E ca sunteți, ați văzut share-ul cuiva, ați văzut postarea cuiva, ați, cineva a făcut un share un video sau sunteți pe un, profil, pe un grup de profil și vedeți comentariul sau postarea cuiva care v-a plăcut. Nu dați click acolo să mergeți la omul ăla? Ei, omul ăla când se duce, nu e ca și cum se duce și vede tot. Ăsta, să ce îi sare în evidență? Po, asta, asta, cover Și mergând în jos o să dea maxim 2-3 scroll-uri, nu mai mult. Da? Maxim 2-3 scroll-uri, nu mai mult. De aceea, ca să nu te prindă că eu nu știu care e ultima ta postare, să ai un acest ce faci, despre tine sau ce faci. Deci aici, spindu ăsta, trebuie să fie pe scurt despre tine, ce faci, cu ce te ocupi și cu profilul ăsta tău. Da? O să se cizelezi în timp. Da? Asta nu e la mine, nu așa, nu e vă așteptați că peste noapte o să vă iasă perfect, dar în timp, încă o dată, brandul personal nu se construiește peste noapte. Asta o să ia timp, încet, Și cum o, să, cum o să vă dați seama? Prin încercări. O să, la unii dintre voi, -ar putea, cei care abia încep, s-ar putea să faceți 53, deci să faceți o schimbare, să plan du review, să bună, vedeți, trece o săptămână, o lună, vedeți ce se întâmplă, da, vă place, schimbați, schimbați, schimba, iar modi, stai că aici nu-i bun, aici aș mai putea să îmbunătățesc pe, pe, timp, în timp, da, se va, se va, tot schimba. La cover poate să fie și spre ce tind. Pe termen lung, dacă trecem de, de cum ar veni, de etapa din în, 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 începători, dacă trecem de etapa începători, nu-i spre ce tind. Eu prin tind spre etajul șapte dar pe nimeni nu freacă spre ce tind eu. Să zic așa. Da? Oamenii când intră vor să vadă tu ce poți să-i ajuți. Nu încotro te duci tu. ei interesează când intră profilul ăsta, mă poate ajuta cu ceva sau nu. Să se regăsească în sensul ăsta. Gândiți-vă la oameni, puneți-vă în papuci oamenilor. Bun, am să încerc să evit ce vă comentați voi acolo, am să mă uit ulterior, că nu-i de alta, dar întreg măsura cu, cu timpul. Așadar, cum facem mai departe? Cum se construiește brandul ul ăsta personal de care am vorbit? Deci am zis cover-ul asta, asta, asta e numai scheletul și după care avem casa asta, scheletul ăsta să-l umplim. Cu ce? Prin conținutul nostru, da? Conținut însemnând divers. Pot fi postări cu text, postări text și atât, postări text cu poză, cu imagine better, da? E chiar mai bine. În e mai nou, ceea ce nu era niște ani în urmă, mai nou avem formatul reel scurte, da? Short-uri, video scurte și video astea pot fi reel da? Sau așa, sau chiar live-uri făcute, da? nu mai zic împărtășeli, share-uri, articole, sunt multe ce putem să vorbim aici așa despre conținut, dar în mare parte da, vorbim despre acest conținut. Postări, reel, video. Și toate aceste postări, reel, video, conținut și așa mai departe, mai subliniez odată, scrieți cu litere mari, cu majuscule și subliniați. Nu despre reclamă la... Nu-i postări cu ofertele dotera, ofertele dotera, ofertele dotera. Dacă vă umpleți profilile cu ofertele dotera, asta nu-i brandul vostru personal, înțelegeți? Asta este un profil de reclamă și atât. Nu mai zic de cei care își construiesc, care denumirea profilului au. Recomandarea mea către toți, puneți-vă numele cum te cheamă. Nu pe copilul tău, cum te cheamă pe tine. Real, nume prenumii. Dacă aveți tendința să faceți andușic, frumușic, ciocolățic, bombonic, pisicuț, bimbilicuț, nu transmiteți nimic serios la oameni. Să legeți, voi ce veți transmiteți. Eu sunt eu, na. Asta sunt eu, na. Deci, conținutul ăla, câteva câțiva, cât, Notați câteva cuvinte despre conținutul ăla, ce aveți de dat, ce. Gândiți-vă în felul următor, da? Că profilul vostru personal e ca un soi de ziar, ca un soi de social media, ca un soi de mass media, să zicem așa, din care oamenii pot învăța. Deci, în esență, ce aveți de dus, adus adus prin conținutul vostru este valoare oamenilor, sau, într să într-adevăr să fii valoare în viața oamenilor, să le oferiți soluții pentru la problemele pe care le au ei, să strâniți, pot fi postări de stârneală, facem educații, noi în esență facem educații, revin încă o dată. Cum facem? Da, bă, adică ce avem de făcut aici? Educație? Cum? Prin conversații. Ca să stârniți acele conversații care după aia să meargă în privat, ele va stârnea la va porni întâi de pe profilul prin conținutul, prin postările pe care le faceți, prin rilurile pe care le faceți. Dacă luați, puteți să luați așa. Educația pornește chiar și de acolo, din conținutul pe care îl. îl în felul următor, gândiți-vă în felul următor. ce Cu ce puteți contribui în lumea asta? Care e contribuția pe care o aduceți? Prin ce vreți să contribuiți voi? Atenție, ce posta, postați trebuie să fie real la vostru, adică mai notați niște cuvinte uh, din astea așa din categoria, da, conținutul ăla. adică cum aveți voi să fiți, nu încercați să fiți altcineva decât ce sunteți, adică autenticitatea, nu postați, nu luați copy-paste-uri de undeva numai pentru că sună deștept, ale voastre, să fie textele voastre, credințele voastre, trecute cu cuvintele voastre, fiți autentici, fiți reali, lumei e flămândă de autenticitate. Oamenii vor să o oamenii de imagini prefabricate, reviste de alea strălucitoare. Da? Fiți reali, fiți autentici, fiți vii și ca să construiască brandul personal, e nevoie de consecvență. Nu e o postare odată și atât. Ideal ar trebui să ajungeți la, la un moment dat, să ajungeți la conținut zilnic. Dar până la zilnic măcar să începeți cu săptămânal, că e greu dacă n-ai făcut până acum nimic și ultima ta postare în aprilie să faci să încep de mâine să postezi în fiecare zi, da? Dar măcar încep cu o dată pe săptămână. Începe o dată săptămână, după două ori pe săptămână, după trei ori pe săptămână. Ce să postezi? Valoare, educație, strâneală, contribuție, în ce fel? Autentic, viu, real și cu consecvență. Da? Și cu consecvență ca să, dacă o să faceți toate lucrurile astea, da, în timp cât voi lucrați aici listele calde, ca oamenii pe care i aveți, lista pe care o aveți deja, da, cât, făcând asta în fiecare zi, ce vă zic eu, da, o să ajungeți la un moment dat în punctul în care ei deja alți oameni, o să construiți acel brand personal în timp, veți construi acel brand personal și o să, să inițieze, alți oameni o să inițieze conversații cu, da, cu voi. Dar nu încercați să săriți, nu tăiați curbele. Știu că cei mai mulți vă doriți să, să săriți direct în aia. Nu o să săriți direct în aia. Până să ajungeți acolo, nu uitați de fam. Find, add, message. În fiecare zi, dacă ați avea câte un fain, câte un, câte un cinci măcar, de fain, de noi cinci conexiuni, noi cinci contacte cu noi cinci mesaje din astea, adică noi cinci conversații inițiate, nu știu cum să vă explic, înseamnă încă 150 de conversații inițiate în fiecare lună. Și nu vă pierdeți în buruieni, mulți noi poate nu o să răspundă, poate nu o să vadă mesajul, unii nu știu că se duc în spam mesajele alea. Nu vă mai pierdeți în buruieni, s de 100 de conversații inițiate, 10 oameni să vă răspundă și din aia 10, 2 în final să iasă ceva. Da? Să, într-adevăr, să continuați cumva, cumva conversația. Înainte să trec să invit și pe ceilalți, vreau rapid să vă las sarcinile, ale mele, 3 sarcini pe ziua de azi. 1. Faceți un inventar, sarcina 1, faceți un inventar la profilul de astăzi, al, al vostru. Cum e poza de profil? Corespunde la ce v-am zis eu sau nu? Cei la cover-ul ăla, gândiți-vă bine ce puneți la cover-ul schimbați. Da, prima idee care vă vine astăzi în baza principiului pe care vi l-am spus și schimbați cover-ul ăla. Da? A doua sarcină. Pe săptămâna asta, asta pe săptămâna asta ce avem de făcut. După care o să tot repetați, da? Așa. A doua sarcină. Faceți o săptămână asta măcar o postare și măcar un reel. Postare însemnând imagine plus text. Textul vă și provoc, că poate și despre ce să scriu, și despre ce să scriu. Provocare, notați și îmi spuneți șapte în comentarii dacă ați notat. Cum v-au influențat uleiurile esențiale viața? Răspundeți la treaba asta. Să nu sune a reclamă dotera uleiurile esențiale sunt, ci potextul textul ăla să fie. Cum, de, de când folosiți uleiuri esențiale, cum v-au influențat viața uleiurilor? Practic, povestea despre uleiul voastră cu uleiurile esențiale. Cum era viața voastră înainte de uleiuri esențiale? Care erau lipsul, care erau chinurile, care erau durerile, care erau Nu încercați fără diagnostice, încercați să, da, nu uităm de regulile de complianță, încercați să o dați și voi mai pe popșoaie, suntem aici, învățăm să vorbim, da, compliant. Cum vă simțeați, cum dormeați, cum era sănătatea voastră, cum, cum era viața, sănătatea, emoțiile, whatever a voastră, cum vi s-au schimbat, cum s-a schimbat, de când, dacă aveți 3 ani, 2 ani, 1 an, 3 luni de utilizat uleiurile esențiale, cum v-au influențat uleiurile esențiale viața. Eu tare sper, pentru că pe mulți dintre voi vă am în lista de prieteni, tare sper să încep de, de până la sfârșitul, până la marța viitoare, să tot văd astfel de postări. Da? Imaginea, apropo, imaginea nu trebuie să fie uleiul esențial și atât. Ideal este tot tu cu uleiuri esențiale, măcar și atât. Măcar și atât. Sau pur și simplu faț fața voastră, nu știu, radiat de sănătate. Radiantă de sănătate. Da? Deci, o postare mai devreme, riluri, neapărat de ce rilurile alea, da? Ele funcționează mult mai bine încât decât, da, simplele postări. Faceți un video, un ril, nu mai veți asta cu. Să mă, o să mă vadă lumea, dar ce o să creadă lumea? Lumea crede despre voi oricum deja ce crede. Ori cu vostru, oricum, fi video vostru, ori fără video vostru. Începeți faceți, cât de scurt. Faceți un reel. Sau măcar începeți să învățați să faceți reel-urile astea. Unii dintre voi să putea pe ce butoane aveți de apăsat. Faceți unul. Fără încercări nu o să iasă, mai spun o dată. Nu o să, -o, -o să fiți deodată perfecți. Dați-vă voie să fiți imperfecți. Eu n-am șters de pe, de pe, profilul meu, ia ca să intenționat, mă duc pe profilul meu și am să mă duc la video, video, dacă mă duc eu am un miliard de briluri mai nou, da? Eu intenționat n-am șters nimic din alea vechi, din primele, primele live-uri ale mele. Mă să-l găsesc care o fie la primul, că, că am dimers o oh, fără număr tare care vrea, nici, pe, nici, pe, YouTube. Ah, s au dus. Mă rog, nu mai pierd vremea sau într timp să caut că toți vorbească ceilalți. Eu am primele, primele mele video. N-arată nu știu cum, perfect. Dar cum credeți că s-au perfecționat? Făcând sute de ori. Better and better, mai bine și mai bine și mai bine și mai bine. Da? Și sarcina 3, conectează-vă cu pe social media în următoarea săptămână, nu vă spun câte 5 pe zi. 20 de noi conexiuni, 20 de noi fam. 20 de noi, găsiți oameni ăștia, mergeți pe grupurile. Atenție, nu pe grupul mare de un nectar, unde sau oamenii deja, nu înțelegeți cine sunt oamenii deja acolo adăugați. Vorbesc de pe alte grupuri, pe alte grupuri de interes pe care le aveți, mergeți pe acele alte grupuri și dați, două găsiți, nu pur și simplu la iurea. Concret, niște oameni la care le vedeți, postările, comentariile, așa cum v-am descris mai, mai devreme, da? Și aveți, să, în următoarea săptămână, să aveți 20 de noi contacte, de noi conexiuni. de nici nu trebuie să scoate. nu vă gândiți acum, uh, uitați că aveți uleiuri și business. Efectiv, încercați, pe următoarea săptămână, să, vă, să creați 20 de noi contacte și atât, 20 de noi prieteni pe Facebook. Cu care să comunicați, da? Să inițiați acele conversații și nu o să fie deloc despre uleiuri esențiale. O să fie despre căței, purcei, uh, grădinărit slăbit, mâncare, rețete vegani, și ceva mai interesează. Dansuri, balet, whatever. Da? Caut am căutat direct în secțiunea video, eu am multe videori. Uite ce am încercat să fac Alexandra aici, eu tot dau până s-au încărcat toate, înțelegi că eu am 300 de riluri aici, eu nu, când, nu știu când, cât de astea trebuie să dau până ajung la capăt. Da? A, am dimers o leacă până ajung la toate videourile. Așa că mă iertați, eu o să merg mai devreme, mai departe, da? Atât e mesajul meu pe astăzi, al meu, al meu. Mai departe, am astăzi ce puțin care s-au anunțat deja. Alexandra Astman, Andreea Bizon, Alina Florea, Dana Oana Lazar. În ordinea de Petricou sau nu neapărat cum v-am anunțat, care e gata deja, numai de ridicați o mânuță sau pur și simplu deschideți microfonul și foc la ghete cum ar veni. Numai să știu cine. Întâi. Nu e nimeni mai uh, drăbit. Hai, foc la ghete. Dana, Oana, Lazar, vă o știți deja în fiecare episod alături de noi, da, Diamond Terra, nu mai descriu mult. Ia, Dana, pe tine, cum te ajută rețelele sociale? Cum ai folosit rețelele sociale? Mai întâi de toate, voiam să zic că am scris în chat, de fapt, că ne-ai luat tot discursul, deci o să facem doar să repetăm ce ai zis tu. Așadar, sunt Dana Oana Lazăr și pe tema social media am să repet ce a zis Elena. Cu cuvintele tale vor fi. Da, evident. În network marketing, cred că toată lumea e de acord că din ziua 1 până la adânci bătrâneți, în cazul nostru, lucrăm cu oameni. Și, așa cumva, sloganul majorității este nu avem oameni, nu găsim oameni de înrolat. Cumva, în social media, ni s-a dat această șansă de a ne găsi oamenii și a ne crea public nou, m-a zis și Elena mai devreme. Doar că pentru asta trebuie să ne dezbrăcăm și să ne așezăm în fața lumii la modul cel mai real și, și sincer, adică pe bune. Eu sunt omul acela care până la Platina a crescut exclusiv în social media, adică pe mine nu m-ați văzut nicăieri pe nicio scenă, eram doar în public și atât. Lista caldă primară, aia de la început, de acum șapte ani din urmă, am făcut-o atunci și cumva amuzant este să observ că din ea cam 20% s-au înscris în acești șapte ani. Deci, acel paret o. În lista aia primară cam atâta s-au înscris. Restul încă se gândesc sau speră că glumesc și nu se bagă. Și uh, adaugăm, adaug și eu, cum mai zice Elena, că acea listă caldă este în mișcare și trebuie mereu înnoită, pentru că adaug pe ea persoane noi cu care mă conectez și cu care ajung să creez relații chiar și în online. Și acum să o luăm cu geneza, cum ar veni, cum eram eu înainte de dotera. Înainte de dotera eram pe câteva grupuri de sport, gătit și artă fotografică. Practic, acele hobby ale mele, pentru că erau domenii în care puteam să spun și eu ceva, sau să port chiar și conversații lungi și deloc plictisitoare. Cred că toți avem acest, aceste aturi în hobbyurile noastre. Acolo, pe grupurile alea, mai ales pe cele de sport, activam adesea și postam evoluția mea, recomandările mele, dar și o critică așa cumva constructivă, pentru că mă, pas, mă pasiona. Adeseori mă trezeam că pierd ore pe acele grupuri și am învățat în timp că 15 minute pe zi sunt suficiente pentru a avea calitate și nu doar cantitate. Aduceam, zic eu, și atunci ceva valoare în viața oamenilor de pe acel grup cu câte un sfat, o replică deșteaptă, ce mă pricepeam eu, sau poate că cu. Cât o întrebare care intriga și cumva mă făcea am văzută. Până la urmă, trebuie să fim văzuți noi, cei autentici, așa, consider eu, fără să ne dăm ceea ce nu suntem, pentru că se simte. Ca peste tot, bineînțeles, există liker și hater. Și ca peste tot se creează un fel de alianță între membrii. Așa se strângeau cumva fanii mei în lista mea de prieteni? și chiar pot să zic că am înscriși din acele vremuri care încă comandă, adică sunt oameni uh, constanți. Ce am făcut înainte de dotera versus ce am făcut la început de dotera versus ce fac acum. Înainte de dotera, ca a zis Elena, de cozonaci, postările erau uh, private și strict pentru prieteni și erau, da, cu cozonaci și uh, cu sport. Dar erau făcute uh, poze artistice, da? pentru că îmi plăcea să fac poze. Chiar și înainte de dotera, din cele 100, pentru că m-am uitat aseară, 134 de poze de profil am, doar primele două, din 2009 și 2010, sunt fără mine. În restul, chiar dacă mai prindeam și altceva în background sau pe altcineva lângă mine, erau cu mine sau doar cu mine. Târziu am înțeles că trebuie să fie doar cu mine, ca o poză de buletin practic, Adică de profil, că na, da, zice profil. Noi nu contestăm, adică a zis Elena mai devreme, dar nu contestăm iubirea față de familie, nu ne renegăm familia dacă punem o poză cu noi sau cu numele nostru, și doar al nostru. Imaginați-vă cum ar fi dacă ne ducem la secția de poliție sau unde se mai face buletinul acum și luăm tot familionul și rugăm pe tante să ne facă o poză de grup și să treacă la nume măcar câte puțin de la toți. Cam cum ar fi. Și cum a zis Elena mai devreme, cum ar fi să te conectezi cu floricica ta, nu știu, că sunt tot felul de nume din astea la profil, și flori, cu adevărat flori, și tu ar trebui să vorbești cu această floare despre sănătatea ta. Adică, pe bune, cum poți să te dai pe mâna unei floricele? Când, și când îi accesezi, nu știu, profilul, să găsești share după share, fără o idee scoasă de floricică? Nasol, nu? Pentru că noi, până la urmă, vindem bucățele din noi, nu vindem uleiuri, noi vindem experiențe. Oamenii asta și cumpără, nu uleiuri, ci pe noi. Întrebarea cea mai uh, arzătoare, așa să zic, este dacă tu te-ai cumpărat pe tine, pentru că dacă dai un click acum pe Facebook-ul tău și te prefaci că nu te cunoști, ai reușit să-ți faci o idee despre tine în 5 minute de scroll? Ți-ai dat cumva sănătatea pe omul din profilul tău? Asta este o întrebare la care... Uh, și eu vă rog să vă răspundeți cum vă a și Elena. În ceea ce privește postările, postările mele înainte de doterea conțineau o parte din viața mea și erau elegant compuse așa, să se vadă doar partea frumoasă a vieții. Că dacă postam de la mare, nu, zi nu scriam acolo că gătim în cameră, că nu ne permitem să mâncăm la terasă, că pentru plata cazării adeseori amanetăm aurul împrumutat de la prieteni și pentru o săptămână la mare ne chinuiam un an întreg. Deci asta nu se posta, da? Erau efectiv aparențe și atât. După dotera am început să postez inițial, cum a zis Elena, uleiuri inițial. Dar pentru scurt timp erau uleiuri și oferte. Și vă zic că este deloc productiv, ba chiar este contraproductiv. Pentru că începe lumea să fugă de tine. Eu așa am observat. Și cu motiv până la urmă, na. Nu e un motiv, e un motiv cum m-am îndreptat? M-am luat după Elena, m-am inspirat de la ea. Pentru că dacă, chiar dacă apar uleiuri în postare, până la urmă trebuie să fie cumva în contextul total nostru, personal. Trebuie să fie legat de niște experiențe. Practic așa m-am redescoperit și așa am renăscut, pentru că nu știam, eu nu știam atunci că pot să scriu, și oricum mi-a luat mult timp până m-am perfecționat. Asta pentru că nu îmi doream ca lumea să mă vadă ca fiind uh, nu îmi doream să mă vadă practic uh, pentru că eram foarte complexată din cauza danturii și mă ascundeam în spatele ecranului și am reușit cumva cu brio să mă conectez cu mulți oameni. Înainte credeam că sunt tare mulți oameni, dar acum în epoca Azman consider că sunt doar mulți. Din fericire aveam și eu o bucățică de public creată înainte de uh, Dotera și mi-am uh, făcut profilul public, cred că undeva după prima jumătate de an, și am continuat să fiu uh, activă cam până la gold pe grupurile acelea de, de profil. Și cumva trebuia să mă prezint în fața lor și am început să povestesc bucățele din viața mea pe profil. Nu m-am așteptat să am totuși un așa impact, pentru că oamenii se regăsesc adesea în părțile nașpa ale noastre, nu în uh, aparențele de fericire. Și asta mi-a confirmat că sunt pe drumul cel bun și am continuat. Am uh, devenit uh, din ce în ce mai îndrăzneață și am început chiar să deranjez pentru că se întâmplă, atunci când faci postări al căror uh, sub, subiect uh, strânește discuții, mereu o să nască frustrări. Nu vă temeți să deranjați, adică nu fiți copilul bun, fata bună, omul bun. Fiți voi. Nu în sensul să-i facem pe toți proști acum, să fim înțeleși, nu așa să deranjăm. În sensul, citești o carte, îți extrage esența, faci două, trei, cinci postări în baza acelei esențe. De exemplu, cartea adevărul despre cancer. Strânește? Cu siguranță strânește. Acolo, în postările controversate, o să vedeți multă lume care nu e gata să vadă ceea ce voi vedeți și o să se trieze. Își vor lua adio, la revedere sau pe curând, funcție de fiecare. Și tot acolo, în acele postări, o să găsiți aliați, noi prieteni cu care să începeți o frumoasă călătorie. Dați-vă doar voie să șocați, să zic așa, dar nu uitați să vă păstrați autenticitatea pentru că este tare, tare importantă. Așa filtrați voi până la urmă din toată grămada ce nu musai rezonează cu voi dar cumva s-au trezit în lista voastră trebuie să păstrați cum ar veni această doză de șoc una pe sezon zic eu că e suficientă și o să închei cu ceea ce zice Fraser, că zice că achiziția de clienți, în ghilimele în cazul nostru, este de 5 ori mai ușoară în varianta uh, social media decât în viața reală ai acces la oameni la care în mod fizic nu ai avea poți discuta simultan cu mai mulți și totuși să-ți păstrezi focusul, dar depinde de tine dacă aceștia te cumpără sau nu. Colorați-vă profilul în nuanța voastră personală. Mulțumesc! Mulțumesc frumos, Dana! Eu, vi s-a părut cumva că e aceeași temă încă o dată, mi s-a părut altfel. Totuși, altă temă, cum ar veni. Vi s-a completat foarte bine tablou, dacă mă întrebați pe mine. Uh, uh, următoarea care e gata? Alexandra, Andreea, Alina? E. G. G. A. Eu, ca să nu vină copiii după -mi, peste mine ca da. a, a și. A. Alexandra Astman, platină, deja platină astăzi, uh, nu mai zic cu rețelele sociale, zice ea, vă zice ea, Hai. Uh, ce să zic? La mine aș putea să zic că 1%, dar nici 1% nu sunt oameni din viața mea reală, cunoscuți înscriși la mine în echipă, deci la mine este social media aproape 100%. Uh, și asta nu de mult, pentru că uh, eu uh, nu am fost fanul abordărilor în privat, deși am făcut și asta mult timp. Am încercat conversații, conversații, auzeam peste tot conversații, gata, eu fac tot ce trebuie, numai conversații nu fac. Cezar îmi spunea, de nu merge, că nu faci conversații, faci toate porcările de reels te crăcă, te pui. Dacă vă uitați pe profilul meu, o să vedeți cea mea o și ce făceam eu acum una și ceva. Pilates la perete și sărit cu arda și așa mai departe, nu conta. Eu, intenția mea era clară, trebuie să atrag, trebuie să atrag, trebuie să atrag, pentru că ceva la mine nu funcționa. Nu sunt genul de om să stau să-l lugu conversația ongoing, nu prea mă uh, Și am început să creez profilul meu, care de altfel uh, era cât de cât uh, binișor, bine, nu vorbesc de acum 5-6 ani, cel puțin de când sunt în doteră, uh, dar uh, tot nu veneau lucrurile, da? Și atunci am început cu reels foarte multe în fiecare zi, de, de fapt nu că foarte multe, în fiecare zi aveam, uh, mi-am pus uh, inclusiv reminder pe telefon, am un task, nu știu cum vize, Google task sau nu știu cum zice, și trebuia să pun șase story și un reels pe zi, și postare pe grupul donectar de trei ori pe săptămână, cu experiențe personale, și am încercat să mă țin cât de cât, nu am făcut chiar în fiecare zi, dar am început să fac pe grupul mare, dragii mei, da? Pentru că, ce credeți, pe grupul mare erau aliații mei, care deja aveau conturi, foloseau leer, nu conta, dar aveam și eu susținători și mă simțeam și eu bine că aveam și feedback pozitiv, da? Și acei oameni au venit și pe profilul meu și mă simțeam și eu foarte bine, pentru că contează foarte mult, cel puțin, cred că e valabil pentru toată lumea. Uh, aprecierea celorlalți din jurul tău. Dar pentru mine cumva uh, a fost o, o, o confirmare că, până la urmă, așa cum scriu eu, pe limbajul meu, cu limbajul meu foarte colorat, totuși am oameni care mă urmăresc, ceea ce era un plus să merg mai departe. Și de la rilzuri cu pilate, sunt bineînțeles că diverse categorii de oameni au început să-mi dea aia de 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 de. Am trecut treptat la uh, rilzuri educative, dar asta după foarte multă muncă cu mine, pentru că eu nu puteam să fac rilzuri educative din primă. Este im aproape imposibil să faci asta dintr-o dată, mai ales când te pui în fața calculatorului, pentru că oricum mai blanc aveam și eu, adică eu și acum, când mă pun să filmez filmez aiurea, opresc, chiar dau că am vorbit prostii, nu-mi vin cuvintele, eu nu pot să merg cu cititul de pe, da, în fine, la mine totul așa vine dintr-o dată. Uh, și cheia succesului a fost asta, consecvența. <laughs> uh, pentru că am mers în gol. Eu am mers un an de zile și doar gândiți-vă ce înseamnă un an de zile, e mult, cel puțin e mult, pentru mine a fost mult, în gol fără nici măcar un rezultat în afară de inimioare și like-uri și aprecieri, ce mișto fac și eu, la 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 la, la atât da? În schimb, în afacerea mea, dotera pe care eu vreau să o construiesc, nu se întâmpla nimic. Și cu ultimele speranțe am zis să mai deschidă o platformă, pe care, bineînțeles, că am inaugurat-o cu succes, TikTok, fără nicio intenție. Din nou a fost fără nicio intenție, Și doar am făcut același lucru, ce am făcut și pe profil, numai că le postam și pe TikTok. Și bineînțeles că s-a creat masa critică. Eu, postând tot felul de porcării, imitații de Dana Budeanu, v-am mai zis, crăcănat, pâine, gătit, ce fac eu pe acasă? Uh, Mi-am luat destule comentarii de toate felurile și m-am obișnuit să răspund la obiecții, da? Și nu fug de obiecții și nu mă sperie că mă face ceva proastă, handicapată, că sunt bătrână, că sunt, am născut nu știu că vezi că ai mâncare între dinți, n-aveți idee. Tot felul de comentarii, da? Uh, și uh, este foarte, foarte ok. Adică mă simt uh, bine, sunt autentică, asta am vrut să fie de la început, pentru că am încercat să o copiez pe Lena. Am încercat să copiez pe bizon, am încercat să copiez pe Feli. am încercat să fac și eu de ce vedeam la ele, știi, mă m mă închid, dar nu eram eu. Și am zis, Doamne, eu nu simt acolo, eu postez, le postez, încerc eu să fac ceva, fac, dar dacă eu nu sunt acolo, nu mă simțeam eu bine, mă simțeam falsă, mă simțeam nu știu cum să vă zic. Și am spus bă, până la urmă, aia, dacă eu sunt cu, cu reală, eu sunt cu moț în cap, de deranjată și cu, cu ce sunt eu, hai să fiu așa. Uh, pentru că așa puteam să fac un an de zile. Altfel, dacă m-aș fi străduit să fac un an de zile pe Elena sau pe Felix sau pe cine mai văzusem eu, cu siguranță, după două, trei săptămâni sau o lună, eu știu cât reușeam să mă chinesc, uh, abandonam. Și așa că, fiind autentic, poți să faci treaba asta all day long, pentru că ești tu. Ești tu. Când gătești, eu, eu așa am făcut am gătit, am postat, am pus ulei în Reels, am postat, am făcut, tot, e foarte simplu, lucrurile nu sunt complicate deloc. Oamenilor, din punctul meu de vedere, pentru că am și eu o echipă și da, fiecare încearcă să facă câte puțin, le lipsește autenticitatea și nu că le lipsește, ei o au, dar le e rușine cu ea. Și aici, fără dezvoltare personală puțin, cel puțin la mine asta a fost cheia succesului, dezvoltarea mea personală să mă accept eu așa cum sunt să, să înțeleg eu unde am bubele și de ce mă enervează un comentariu, care este problema de fapt, fără dezvoltarea asta personală pe care fiecare dintre noi trebuie să o facem, nu prea poți să fii consecvent, că nu, nu te plictisești, nu înțelegi sensul, nu ai cum. Un rezumat. Ai făcut un an de zile încercări, 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 încercări de toate felurile, așa, 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 până ai 122 de încercări, până ai intrat în tu, în tine, până să-ți dai da. seama, să vezi cine ești, cine nu ești, să faci da ca tine, da? Până atunci ai făcut mult fam fără rezultate așa, dar în acea perioadă ai exersat, ai cizelat, te-ai cizelat, ai văzut ce vor oamenii, ce nu vor, adică ai scos de acolo, fără acest fam, n-ai cum să-ți dai seama și ce trebuie să faci pe partea asta, da, cu ce trebuie să... De da? da. oamenii, ia? Ei, ai trecut de acel tipping point ca să, să, le vindim la oameni de ce să facă treaba asta. Cam câte conversații inițiezi astăzi? mai puțin cred că inițiezi tu, cât inițiază ei către tine? Cam câte mesaje primești? Deci, pe lună, că am făcut așa, o cam 600. sunt, Eu cred că sar de 600, dar să rămân așa. 600 de conversații, zilnic sunt 20, 30, 40, depinde de zi, depinde de starea mea, pentru că am văzut foarte clar când eu nu mai pot conversațiile încet și se să răresc, pentru că este totul de la mine. Eu știu, clar, când am nevoie să iau aripi, trebuie să iau energia, să mă adun și vin aripide, da? Ce vreau să mai spun este că eu răspundeam la oameni înainte eu mă uit în conversațiile de acum un an de zile, ferească Dumnezeu, dar eu, eu fugeam eu de mine, adică un, un kilogram de informații de la ce își face uleiul ăsta? Un kil, un, un, cu linkuri, cu dute, cu vezi, că uite eu, eu, cu doi copii, cu trei copii, cu câți aveam atunci, aia, 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 săracul om, nu mai înțelegea absolut nimic, dar mulțumesc, că o să citesc, că revin, nu mai revenea oricum niciodată, da? Uh, multe informații din prima, așa ca tip centric, să, în general, oamenilor nu e ok să le dați. Pentru că Puneți-vă voi în locul lor, nu știți despre astrologie. Și o întreb pe una, de ce e luna, nu știu cum, și începe și îți dă. Deci nu poți pur și simplu să faci față atător informații, da? Informații puține este cheia succesului, în general. La noi o să ajungă e. după aia să, să. mă rog, să să Întâi trebuie să treacă, eu cred că până nu trec pe 53 de încercări, fiecare oricum nu-și dau seama. Așadar, nu ca să subliniem încă o dată, datorită la social media, rețelelor sociale, tot conținutul autentic, constant, consecvent pe care l-ai făcut, astăzi ești în punctul în care generez! generezi, adică vin de. ei generez. Vine peste 600 de, de. conversații de. lunare și atenție într-un so, într fel deja filtrate, adică oamenii nu mai vin să te întrebe de floricele, deja te, adică practic cu, cu, niște curbi tăiate, să zic așa, vin Bine conversațiile înțeles, sunt de... direct despre sănătate și uleiuri esențiale exact. direct. Da? Sper că să înțelegi da. treaba asta. Da. Da. Pentru asta au durat un an jumate, da? un an, un an jumate, no. să ajungi în acest punct. Asta eu din categoria merită, vă întreb pe voi, zeci în comentarii, merită un an de zile, un an jumate să încerci, să muncești, să-ți dai voie să fii penibil dacă asta e, să-ți dai voie să, să vină să te hăitărească, să vină să-ți spună că, că, pentru că asta sunt oamenii, să treci prin tot ce a descris cum ar veni Alexandra, să te găsești pe tine, să te găsești pe tine ca după aia să vină, să aveți aceste rezultate, Cam 30-40 deja, cam spre 50 din rolări lunare de are Alexandra în acest moment. Da? Și două rancuri într-o vară, cred că au făcut, da? Cam două da. unul după da, altul. Da, da, da. Mulțumim frumos, Alexandra. Îți mulțumesc că ești un exemplu, da, pentru toți, că ai spart rozeta, că ai spart uh, topurile și că ne dai exemplu. Uite, oamenii pot învăța din, din, uh, da, din propriul tău exemplu, din experiența ta. Da? Mulțumim. Te iubesc. Și eu. Andreea Bizon, Alina Florea, care e următoarea? Eu sunt pregătită, dacă. Go! Okay. Alina Florea, gold dotera în acest moment. Cred că mai are două zvârlituri de băți până la platină. Cam așa. Social media folosit, nu? Cum? Social media folosit de la zero în dotera. Eu, dacă nu știu cum, ce faceți voi cu profilele voastre de Facebook, eu eram genul de persoană care avea un profil de Facebook doar ca să urmărească pe alții. Zero, barat, deci eu am pornit chiar de la zero. Și ca să înțelegeți, aveam uh, un business clasic. Uh, și nici măcar pe la nu promovam decât când eram în stare de uh, trebuie să fac ceva. Atunci mai șeruiam ceva uh, și mai făceam dar nu să ofer ceva pe profilul meu, nimic. Uh, și a venit punctul culminant în 2022 în martie, da, știți deja cum v-am mai povestit, eu am început cu acea faimoasă cursă de 90 de zile și la un moment dat am primit sarcina de a posta pe profilul nostru personal, povestea noastră personală. Vreau să zic că cu mâna tremurând am apăsat tasta enter, să scriu, să postez acea poveste și din momentul ăla la da, a fost într adevăr pentru că a scos sarcina asta, da, a scos ceva la suprafață, din mine cel puțin. Nu știam că pot să scriu. Eu sunt genul de om care îi place totul, îi place matematica, dar mie nu mi-a plăcut literatura niciodată. Învățam tot ce am SE, dar nu am creat nimic, niciun text în viața mea. Și am zis clar că eu niciodată nu o să pot să scriu. Adică de ce să fac așa ceva? Că oricum nu știu, nu pot. Cred că știe toată lumea cum e. Să te ascunzi în spatele lui, nu pot. Asta am făcut și eu. Uh, și a ieșit, totuși, o postare, și când am văzut reacțiile la acea postare, am zis, wow, uh, ok, aveam ceva prieteni în lista de prieteni prin prisma businessului, dar aveam un loc de joacă, aveam omici care probabil căutau ceva pe profilul meu, dar nu aveau ce să găsească. Uh, și am văzut reacții și fi, am primit comentarii, oameni care. Mă apreciau și eu habar n-aveam. Oameni care știau de mine și eu nu știam că ei știu de mine. Și am zis ok. Uh, și am început să fac ceea ce trebuia să fac. Cu poza de profil, da, unde nu mereu eram eu. Da, eram de obicei uh, cu partenerul, cu copilul. cu na. Așa, am schimbat. Uh, la poza de cover, într-adevăr, aia mi-a dat cele mai mari bătăi de cap. Și înțeleg dacă o să treceți prin asta pentru că este dificil la început, până când apare claritatea, până când și... Chiar puteți să vă și uitați pe profilul meu să vedeți că le-am lăsat și eu acolo și când mă uit la primele îmi vine să... Dar le las, le las tocmai ca să văd, pentru că se vede evoluția și chiar mă uitam și eu pe postările mele. Am început să postez răruț, dar postam și la un moment dat cineva chiar m-a întrebat dacă folosesc inteligența artificială să fac texte și am zis că nu, sunt de la mine, pur și simplu. Inclusiv soțul meu a fost impresionat tu, Chiar tu faci textele alea? Da, pur și simplu scot din ce am acumulat N-am făcut altceva și nu fac altceva decât să dau din ceea ce uh, știu uh, Important a fost să înțeleg care e scopul profilului meu Și asta vă recomand și vouă Pentru că scopul meu a fost să dau informații mai departe Nu să transform profilul într-unul de produs da? Pentru că sunt, există și așa ceva Ăsta nu a fost uh, scopul meu Important este să fie profilul public, pentru că multe persoane postează conținut, dar numai pentru prietenii lor și atât. Și atunci e clar că n-ai cum să ajungi la alte persoane. Știu că la început e cu strângere de inimă, de ce o să zică lumea. A fost și la mine. Nu pot să zic asta că citește nu știu cine, nu pot să zic asta că citește nu știu cine, până când mi-am asumat. Și asta e. Cui nu-i place, poate să meargă mai departe, e ok. Uh, pentru mine, platforma unde eu mă desfășor cel mai bine este Facebook. Uh, cu instagram -ul, eu nu doar trimit acolo postările de pe Facebook și atât. Nu sunt uh, activă pe Instagram. Uh, uh, am intrat și pe TikTok. Pe TikTok, cumva, profilul meu este un pic diferit. Uh, acolo este cu video. Așa am uh, trecut de etapa frică în fața camerei uh, tot pe Facebook, într-o provocare primită tocmai de la Elena cu live-uri pe Facebook, și am făcut asta timp de 90 de zile, <gânt> uh, și de anul trecut, din august, uh, mi-am asumat că voi posta în fiecare zi pe Facebook. Cel puțin o postare și în story. În story nu am reușit să mă țin tot timpul, dar la postări, în 90% din cazuri, am postat zilnic. Și da, se vede diferența acum, a crescut pentru că eu știam că trebuie să cresc brandul personal, am înțeles că sunt în punctul zero. Bineînțeles că îmi doream să am rezultatele pe care le are Elena, evident, dar mi-am dat seama că nu voi ajunge acolo în secunda 2. Știam că am nevoie de făcut acțiuni, și da, prima dată, famul s-a aplicat și la mine. Da, am uh, crescut lista de prieteni eu, acum este invers. Sunt alte persoane care vin și îmi cer mie prietenie, și pentru că mă interesează să văd ce anume funcționează, eu îi și întreb cum anume au dat de profilul meu. Și așa aflu că ba pe TikTok, ba pe YouTube, să știți că YouTube e o platformă care chiar trebuie explorată, din păcate nu o explorez suficient, dar este în plan. Uh, ba, am văzut comentariul tău, eu nu, sunt, nu am uh, uh, comentat foarte mult pe grupuri asta nu a fost, nu a venit, nu a fost pentru mine. Nu este pentru mine asta, dar am mai comentat la anumite persoane și multe persoane m-au adăugat în lista de prieteni pentru că au văzut comentariile la alte persoane pe care eu le cunosc. Mulți oameni ne urmăresc și nu reacționează niciun fel, dar știu tot ceea ce facem pentru că mi s-a întâmplat să mă întâlnesc personal cu oameni care mi-au confirmat, știu tot ce faci. Sau vin direct vreau ce faci tu. Așa că, și da, contează constanța. Asta este foarte, foarte important. Și dacă vă angajați să faceți anumite postă, contează orice, orice, pentru că algoritmii funcționează. Da? Nu faci postare, măcar faci un story. Nu faci un story, faci un reel. Ceva să fii acolo prezent. Asta pentru că tu continuu vei apărea în feed-ul da, celor pe care i-ai în lista de prieteni și dacă o zi nu mai faci două zile o săptămână practic dai nu dai un pas înapoi dai mai mulți pași înapoi și trebuie să o iei de la capăt constanța contează foarte mult eu abia acum încep să mă bucur de tot ceea ce am muncit până acum pentru mine merită tot efortul și o să continui să depun același efort pentru că într adevăr tot ceea ce se întâmplă acum este datorită social media toți oamenii care ajung acum în echipa mea sunt datorită social media și prin modul în care eu am exprimat pe profilul meu, cum am construit profilul meu, ajung acei oameni care într-adevăr rezonează cu ceea ce sunt eu. Altfel, dacă încercăm să transmitem ceea ce nu suntem, vor veni oameni care n-au nicio legătură cu noi și nu vor sta mult în preajma noastră pentru că nu, nu reprezintă ceea ce avem noi nevoie, ceea ce suntem noi, de fapt. Mulțumim frumos, Alina! Și hai că deja timpul am iar, iar, iar azi întrecem, sărim din ora aia. Andreea, ești cu noi? Andreea Bizon? Salutare! Hai, concluziile zile, cum eu știu că tu poți să faci treaba asta. Andreea Bizon, nu ți pregătită cu concluziile. Nu cu, concluziile. Nu? cu ce ești pregătit atunci? Andreea Bizon, Blue Diamond, dotera. Uh, Cred că Ăștia ele mai mari rămân la urmă. Da. <laughs> Salutare tuturor! Um, eu vreau să vă um, povestesc practic cum am început eu și ceva ce funcționează și cred că funcționează la toată lumea și încă funcționează. Doamne ajută și să ne rămână opțiunea asta și anume grupurile de Facebook. Am stat și am analizat că mare parte dintre builderii pe care eu îi am acum în echipă sunt oameni de fapt nu, aproape toată lumea e cunoscută pe social media, dar mare parte dintre ei sunt cunoscuți de pe diverse grupuri de Facebook. Au acoperit și Elena și Dana, au vorbit despre grupurile astea și și eu încă de, din, din erele trecute, când aveam diverse alte interese și sănătatea nu era printre interesele mele atunci, intram pe grupurile de Facebook. Pentru că nu sunt o persoană. cred că, Uite, cred că asta cu grupurile de Facebook este o variantă foarte bună pentru persoanele care sunt mai introvertite. Acum, dacă stau și analizez care a folosit până acum, cam se pupă. Deci nu aveam o, o, foarte multe prietene și persoane cu care să mă întâlnesc și să interacționez, așa că îmi căutam majoritatea informațiilor pe grupuri de Facebook. Băi, vreau ceva informații despre make-up, coafat, interesul meu de pe vremuri, mă duceam pe grupuri de Facebook, căutam grupuri specifice și căutam informații acolo, întrebam, citeam ce vorbesc alții și mă băgam în seamă. Am rămas însărcinată, interesul evident, copii. nu aveam pe nimeni în jurul meu care să aibă copii, numai pe mama mătușa cu deja copii mari, nu mai erau informații actualizate, așa că am intrat pe grupuri de Facebook să caut informații în sensul ăsta, așa, așa ajungeam dintr-un grup în altul un grup de ăsta general de mămici din Brașov, vedeam că cineva zice, a, dar eu nu-i dau să mănânce la copilul meu cu lingurița pasată, îi dau să mănânce bucățele moi. Oh, ce interesant, hai să vedem despre ce e vorba. A, uite, despre nașteri, cezariană, natural, o, opa, asta e că e de întrebat și asta, hai să grupuri despre asta. Și așa, dintr unul într-altul. Și am ajuns pe diverse grupuri, diete, diete și pe grupuri de diete, toate dietele planetei. <gângătă> uh, și acolo uh, citeam, cred că știți și ați observat că pe orice grup îți sar în evidență niște oameni care tot timpul au un sfat de dat, au comentarii de alea kilometrice, nu lasă doar un tag sau da, de ăștia, care ceva lasă, îți sar în ochi, inevitabil. Și erau persoane care îmi săreau în ochi, răspunzând și eu, am devenit și eu una care să sară în ochi. Și uite așa, în privat, de, la, de pe grupuri, de la comentariile lăsate pe grupuri, că nici nu cred că am făcut vreodată mari postări, dar în comentarii, de acolo se legau în privat prietenii. Și așa am întâlnit, cred că aproape jumătate din persoanele înscrise de mine, pe grupuri de Facebook, pe diverse subiecte. Și așa ne-am împrietenit. Și în continuare mi se pare cea mai bună, cea mai simplă variantă, care se potrivește oricui. Știi să scrii, nu știi să scrii. Vrei să te afișezi, nu vrei să te afișezi. Ai complexe și nu vrei să pui cu tine, nu vrei să pui cu tine. Adică nu este potrivit pentru toată lumea, indiferent ce talente ai și cu siguranță ai, dar încă nu l-ai descoperit. Da? Așa cum nici eu pe vremea nu știam uh, că știu să scriu, cum și Alina a zis că nici eu nu știa că știe să scrie, <laughs> am descoperit ulterior, uh, dar pentru perioada aia în care nu știam că știu multe, a fost uh, cea mai potrivită modalitate de a cunoaște oameni noi și de a-mi face prieteni noi și cred că e și cea mai bună modalitate pentru ăștia introverți, care nu... Vor să te ascunși bine, dar totuși nevoia asta de socializare și de interacțiune cu oameni și de legături rămâne indiferent că ai fi puznicul puznicului și sălbaticul sălbaticului, din sălbăticia ta acolo, nu ești din camera ta o lună, dar tot vrei să vorbești cu cineva, tot vrei să împărtășești uh, idei și informații cu oameni care uh, au aceleași interese. Că asta este, de fapt, ideea. Nu intrați pe grupuri de. Nu știu, de croșetat dacă nu e ăsta interesul tău. Pentru că nu vei putea să legi de acolo conversații și relații cu oameni dacă nu aveți un punct comun. Gândiți-vă la toate lucrurile care vă plac vouă acum și căutați grupuri tematice și păcați-vă în seamă. Cred că asta e, cel puțin, ăsta e sfatul pe care îl dau tuturor la început. Dar eu nu știu de unde să iau oameni. Adică asta poți să faci azi, până îți construiești profilul, până trebuie să-ți faci o poză, că n-ai să-ți pui la profil încă ești cu floricica, până te gândești, până spargi uh, 10 uh, limitări ca să faci o postare, până, până atunci, imediat, astăzi, acum te poți duce să cauți grupuri de Facebook pe interesele tale, și măcar să începi să te uiți pe acolo și să dai cinci ad la persoanele care ți-au sărit în ochi. Adică și atât. Și măcar atât. Și, Adică poți să vezi ceva, poți să faci ceva acum, repede, fără să trebuiască să te construiești înainte pe tine. Du-te și aruncă-te așa cum ești astăzi, aruncă-te acolo pe grupurile alea, scufundă-te și vezi ce este. Uh, și pentru că la mine s-a întâmplat așa, am realizat că și în echipa mea o grămadă de alți oameni la fel au făcut. mică ăștia care au construit uh, în principal online. Și la mine așa a fost. Adică, cred că, da, am înscris o vecină, o clientă, o fostă clientă uh, și o verișoară de a lui Ionuț, dacă am știa asta oamenii din viața reală, dar și ei, doi dintre ei, pentru că au văzut că eu ceva am scris undeva pe un grup sau am, ceva am zis tot online. Altfel, nu ne întâlneam la cafea, nu ne întâlneam pe stradă ca să mă tragă de mânecă să-mi zic auzi, sau să ajungem să avem o conversație. mi se pare cel mai puternic instrument pe care îl avem acum în epoca noastră. Dacă înainte trebuia cum, nu știu, eu nu mă pot imagina probabil dacă mă nășteam acum 50 de ani și dădeam de network marketing, îmi vedeam de treabă și făceam altceva. Pentru că eu n-aș fi putut să fac cu instrumentele disponibile acum 50 de ani, dar avem super ocazia asta acum cu social media, care este instrumentul introverților, instrumentul muților, instrumentul ăstora care au zero încredere în ei, Uh, instrumentul uh, rușinoșilor, fricoșilor, eu nu mă duc, cum să mă duc să-l sun pe ăla? Instrumentul ăsta de nu le place să vorbească la telefon, da? Deci toți uh, năpăstuiții, sorții, toți pricăjiții, toți amăriți, au acum o șansă. Și partea cea mai frumoasă e că fix ăștia amărâți, picăjiți, fără... Acolo minus, acolo minus, acolo minus, în felul ăsta ajung să-și cunoască semințele ale interioare care altfel poate n-ar fi reușit să le descopere. Folosiți, găsiți varianta voastră și folosiți social media că e, băi, e ceva fantastic. E ceva fantastic ce avem acum la de mână, să putem să cunoaștem alți oameni și să um, avem un impact în viețile lor și să uh, căpătăm curajul să scoatem ceea ce am acumulat. Pentru că, dacă am ajuns pe aici, dacă ați ajuns aici, dacă sunteți în echipa asta, dacă sunteți în dotera chiar uh, pentru cei care o să vedeți pe YouTube, uh, dacă ați ajuns aici, aveți, ați cumulat. E bă, și doar că folosești uleiurile esențiale, ai cumulat niște informații și o cunoaștere mai mare decât a majorității oamenilor. Uh, și atunci uh, putem să dăm mai departe. Și prin social media avem uh, ocazia asta să dăm mai departe și să impactăm și să influențăm o grămadă de oameni, mulți în același timp, gratuit, fără să trească să te deplasezi, să investești bani, să, 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 iar uh, recompensele sunt la fel de mari. Da, ai, zi, ai cuprins esența într-un mare fel, fac și eu ca Dana, e ce bine zici, la zi, adică aici ai punctat niște lucruri pe care nu le-am punctat niciunul până, până la tine, deci e minunat, e perfect. Dragii mei, închei cu atât. Încercați să vă faceți o rutină zilnică de ceva pe social din intrat, adică până vă faceți voi cu postări, vorba Andrei, da? Până, da tot trebuie să rămân, sarcinile alea tot rămân, da? să intrați zilnic 15 minute, 20 minute, nu știu, că e dimineața, că e seara, bă, am de intrat pe grupuri, de pe grupul ăla, ăla și ăla, alegeți 5, 6, 7, 10 grupuri pe care vreți să intrați și faceți o rutină zilnică din a intra, a urmări, a da ad friend a lăsa niște comentarii acolo. Atât. Vă urez succes, vă urez foc la Sport la social media, spor la conexiuni La contacte, la umpl umplut pâlnia Cu oameni cu care să discutați Cu care să conversați Și să mergeți, da, înainte Să, să tot avansați <fixi>